Bună ziua! Bună ziua, domn Dumitru! Bună ziua! Sănătos, voios! Da! Eu mă numesc Maria Ciori și vă sun din Republica Moldova să vă felicit din toată inima și tot sufletelul cu ocazia zilei de naștere, domnul Dumitru. Mulțumesc! Și mai am Mulțumesc! o poezie cadou care vă dedic cu drag astăzi, de ziua dumneavoastră de naștere, când sunteți la mare departare, dar sunteți tare, știți cum, iubit, apreciat de cineva din familia dumneavoastră și așa, și m-a rugat să vă felicit cu o poezie. Eu întorc așa telefonul fiindcă filmez momentul să avem amintirii și să vadă și persoana care m-a rugat să vă sun. La ai tăi 42 de ani, la ai tăi 42 de ani, frate drag, am vrut să fim împreună. Toți cinci frați să ciocnim un pahar la casa părintească, ce pe toți ne adună. Dar din păcate nici de data asta n-am putut veni la tine, frate. Dar vreau să te felicit din toată inima, să ți se îndeplinească dorințele toate. Viața ne-a învățat să fim uniți. Suntem cinci frați la părinți și am trăit de toate. Și bune și rele am fost nevoiți să ieșim din marea noastră greutate când am rămas fără ambii părinți, orfani în lumea asta mare. De durere am fost cu toții frânți, dar am găsit în Dumnezeu scăpare. Și am izbutit în viață, fiecare cu destinul său, doar că nevoia ne-a despărțit pe noi, frații. Dar între noi a rămas dragostea și legătura strânsă mereu. Suntem tot timpul cu gândul să vină ziua când ne vom îmbrățișa, cu familiile noastre împreună, să ciocnim de sănătatea ta. Fratele nostru drag, Dumitru, noi îți dorim sănătate, visurile să-ți devină realitate, înconjurat de prieteni adevărați să fii și sperăm să ne îmbrățișăm de grabă, de grabă, cu mare drag, surorile și fratele, Svetlana, Sergei, Angela, Dorina, nepoatele, Angela, Daniela, Aurora, Pierre, Santiago, Salvatore, Mașa, Natasha, așa e corect? Și cumnații, Luigi și Elton. Sper că n-am greșit niciun nume, că sunt străini. De-a noștri, gata, de-a noștri, am intrat în familie, de-a noștri sunt, corect. Mă bucur, domn Dumitru. Eu mă bucur pentru dumneavoastră și pentru familia frumoasă care o aveți. Noi în familie toți suntem cinci frați, cinci copii. Doar că la dumneavoastră invers, sunt patru fete și un băiat, a, doi băieți. Trei fete și doi băieți, așa-i? Așa-i. Eu vreau... Așa-i. Eu vreau să vă susțin în primul rând dintr-un motiv că nu v-ați pierdut, nu v-ați descurajat, cum spune, și ați mers înainte, chiar dacă ați rămas fără părinți și vă doresc în continuare să rămâneți așa puternici, uniți între frați, fiindcă n-aveți pe nimeni altcineva mai scump și drag decât voi între voi. Așa, domnul Dumitru? Eu vă doresc tot bine. Și ce doriți să le transmiteți tuturor? Ca să înțelegeți cine m-a scris. Mulțumesc mult Așa. de Spun. nu vă uitați. Mulțumesc mult. Așa. De felicitări. Ei tare, tare au dorit să vă întâlniți cu toții împreună la casa părintească, dar asta e situația și vă înțeleg foarte bine. Poate măcar la anul viitor, poate măcar. Măcar la anul viitor. Las că Dumnezeu e mare, știți vorba și e cum Dumnezeu le face pe toate. Și știți că sora Svetlana m-a scris, dar felicitarea vine de la toți, de la toți. Și ea m-a rugat să vă spun că vă îmbrățișează tare, tare, tare și vă stimează și vă mulțumesc că sunteți un frate așa curajos, puternic și mergeți înainte fără să vă uitați la greu și la toate încercările vieții. Și așa să rămâneți mereu. Trebuie de lucrat și de făcut să ai atâta. Așa. Că nimeni nu-ți face altcineva. Dacă nu ești mai singur, nu te ajută nimeni, nu Nimeni faci nu-ți... nimic. Așa, nimeni nu-ți face în afară de tine. Bravo, domn Dumitru. Eu vreau să vă cânt o melodie despre frate și vă las cu bine, sunteți la muncă, am înțeles că...
Dar vreau și să vă mai cânt, să vă fac o zi frumoasă, o zi specială cu ocazia zilei de naștere. Frate, frate, frățioare, frățiorul meu cel drag, ah, mă doare inimioara și nu știu ce să mai fac, frate. Frate, frate, frățioare, plânge inima de jale, de părinți ce ne-au crescut și doar bine ce ne-au vrut, frate. Multe griji, multe nevoi au avut părinții pentru noi și doar unul Dumnezeu ne păzește de om rău, frate. Multe în viață am pătimit, bune, rele am avut, măi. Dar un frate, dacă ai, lupți cu mine și nu te dai, frate. Frate, frate, frățioare, frățiorul meu cel drag, ah, mă doare inimioara și nu știu ce să mai fac, frate. Frate, frate, frățioare, plânge inima de jale, de părinți ce ne-au crescut și doar bine ce ne-au vrut, frate. Avem doi frați, nu avem 10, dușmanul ne dușmănește și mereu unde n-om fi, doar de bine ne-or vorbi, frate. Auzi, frate, frățioare, când de dor și plâng de jale și dau inima din mine ca mereu să fiu cu tine, frate. La mulți ani, domnul Mitru! Frate, frate, frățioare, frățiorul meu cel drag, ah, mă doare inimioara și nu știu ce să mai fac, frate. Frate, frate, frățioare, plânge inima de jale, de părinți ce ne-au crescut și doar bine ce ne-au vrut, frate. Iată așa pentru dumneavoastră, domn Dumitru. Sper că v-a plăcut și v-am făcut ziua mai frumoasă. Mulțumesc mult la text, sănătate și numai bine, să aibă bucurii de copii și... sănătate și numai bine, sigur. Salutări la toți, la toți și la cumnați și la nepoți, la toți. Bravo! Toți vă stimează. Sănătate și numai bine. Așa, la mulți ani încă o dată, să aveți o zi frumoasă azi, domn Dumitru. Și după lucru, vedeți acolo să atmiciți-o leac. Acum, cam ușa, anuși, ori mai lucrez și mă duc să de gătit carnea. Mohorici! Mohorici, cum se duci la noi? Mohorici! Da, da, de tot carnea trebuie. Bravo. Este, de lucru este. Este, este. E, dă-mi tot zi așa lucru. Da, da, da. Bine, vă mulțumesc că ați răspuns. Mulțumesc și vă... mult la tine și sănătate. La mulți ani, o zi frumoasă și toate cele bune. Să ne auzim de bine, mulțumesc. La mulți ani.